Bună ziua, voi fi scurt, am ținut neapărat să fiu prezent. Felicit Ministerul Apărării, Ministerul Economiei, Romarmo și Stimpex pentru faptul că au avut capacitatea într-un timp foarte scurt să introducă în fabricație izolete care sunt atât de necesare în situația epidemiei de coronavirus pentru transportarea bolnavilor sau transportarea persoanelor în condiții de izolare perfectă. Capacitatea de producție a izoletelor va crește și în ceea ce ne privește vom achiziționa atât prin ONAC, prin Ministerul Apărării și prin alte entități ale statului aceste produse pentru a le pune rapid la dispoziția ambulanțelor, la dispoziția spitalelor, pentru a putea fi utilizate cât mai rapid. Ca să putem să rezolvăm și accesul, să nu pierdem presiune, pentru că avem desițe foarte mari, medicul sau creda a intrat în stat, a fost ușat din spate, a fost ușat din interior, astfel încât să pierdem cât mai puțină presiune. Sper că în câteva zile să terminăm testele. Mă raportez că suntem încă în faza de dezvoltare, că eu l-am ridicat, i-am făcut testele de materiale, dar nu se fac testele funcționale, pentru că de data asta am lucrat cu voi materiale, pentru că este un produs mai perfect decât izoleta. Lucrăm în continuare și cu Stimpex-ul, lucrăm și avem este o lucrură flexibilă. Ar trebui să avem peste materiale de protecție. Trecând de la bumbac, bănesc că ați primit o mulțime de oferte. Cu un transformant. I-am verificat penetrare, i-am verificat etanșeitate. Am vorbit cu cei de la Romcarbon să ne facă niște filtre. Că vedeți filtrele astea? Deci filtrele astea sunt foarte mari pentru că au și partea de protecție la vapor, la gaze toxice. Da, da. Dar uitați ce poate să facă Romcarbon. De... Este doar filtru... Antierosol. Doar filtru antierosol pentru... Pentru biologici. Da. Deci, practic, se poate lucra cu el, se poate, e mult mai ușor. Uitați-vă spre comparație, unul din astea cu unul din astea. Sigur, și mai mic. Jena respiratorie 20, jena respiratorie 7. Mă rog, milimetri coloană de apă, dar este mult mai ușor de respirat și de lucrat cu el. Simulezi respirația umană la mii de litri. O standardelor europene, intensitatea unei măști se verifică prin două metode. Odată, prin crearea unei depresiuni în interiorul măștii de o anumită valoare și menținerea în condiții normale acelei de presiune pentru un interval de timp 15-60 secunde, în funcție de standardul care se evaluează. Și asta ne spune că masca împreună cu cartușul în ansamblu, bineînțeles, asigură etanșeitatea purtătorului. Aici se testează materialul, practic. Aici se caracterizează din punct de vedere morfostructural, adică dimensiuni, porozitate, dimensiunea fibrelor. Dacă pot fi utilizate pentru măști, eventual de prin mai multe strade, de mai multe tipuri, în ideea în care se protejeze mai bine. Pentru combinezoane, ceva mai puțin, în ideea în care o parte din material ar fi folosit în spitale, spre exemplu, pentru lenjerie de muncă folosință pentru bolnavi de COVID.